Personalitățile marcante ale județului vor fi premiate în cadrul acțiunii 10 pentru Ialomița, eveniment organizat de Consiliul Județean Ialomița. Distincțiile sunt acordate persoanelor care contribuie la bunul renume al județului și a căror activitate sau creație are o importanță deosebită, distingându-se cu rezultate de excepție. Cele 10 personalități din 10 domenii de activitate au fost identificate de către un consiliu consultativ. În cadrul acțiunii se va decerna trofeul Personalitatea Județului Ialomița Preasfințitului Vincent, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Acțiunea are ca scop aducerea în atenția publică și evidențierea persoanelor a căror activitate s-a situat la nivel de excelență și performanță multianuală la nivelul județului Ialomița, ca și domenii Consiliul Consultativ și Consiliul Județean Ialomița a selectat 10 domenii principale și acestea sunt administrația publică, agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, educație, mediu de afaceri, promovarea tradițiilor, sănătate, societate civilă și sport. La acest moment s-a constituit această listă, sunt 100 de persoane și, bineînțeles, se va stabili și personalitatea județului Ialomița din ultimii ani. Comitetul consultativ, după o analiză foarte atentă, propune pentru această distinție personalitatea județului Ialomița pe preasfinția sa Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. Fiecare 10 personalități cu merite deosebite au fost selectate din 10 domenii de activitate: administrație publică, agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, educație, mediul de afaceri, promovarea tradiției populare, sănătate, societatea civilă și sport. Domeniul administrație publică, în ordine alfabetică, domnul Dinu Valere, primarul comunei Giurgeni, domnul Ion Drăgușin, primarul comunei Bucu, domnul Grigore Tudor, primarul comunei Axintele, domnul Valeriu Mihai, primarul comunei Movila, domnul prefect Gigi Petre, doamna Maria Petre, vicepreședinte Consiliului Județean Europarlamentar pentru o scurtă perioadă, domnul Grigore Popa, primarul comunei Gârbovi, doamna Nuții Roșu, primarul comunei Făcăieni, domnul Constantin Sava, primarul municipiului Oziceni și domnul Gheorghe Savu, fost prefect și președinte al Consiliului Județean Ialomița. Pentru domeniul agricultură au fost selectați domnul Gheorghe Alexandru, administrator SC Somalex SRL, domnul Valere Bulibașa, SC Tritipan, domnul Carol Constantache, SC Constantache Com, domnul Marin Nedru, SC Miracom SRL Căzănești, domnul Viorel Nică, Agrichim SRL Fetești, domnul Ștefan Poinaru, Agrofarm Holding, domnul Nicolae Sitaru, SC Elsincom SRL Ciochina, domnul Dumitru Stănoiu, Avicola SA Slobozia, domnul Nicușor Șerban, Agroserv Măriuța SRL Drăgoiești, domnul Constantin Ion Rădova, SC Impex Agrorep SRL Țăndărei. Domeniul educație, domnul Dumitru Ciobată, profesor de matematică în cadrul Liceului de Arte Ionel Petrea Slobozia, domnul Paul Frâncu, profesor de fizică în cadrul Colegiului Național Mihai Viteazu Slobozia, domnul Gabriel Ioniță, profesor de matematică în cadrul Școlii Gimnaziale Sfântul Andrei Slobozia, doamna Ioana Istrate, profesor de chimie la Colegiul Național Mihai Viteazu Slobozia, domnul Ion Nicolae, învățător pentru învățământul primar Școala Gimnazială numărul 3 Slobozia, Nicolae Papacu, profesor de matematică la Colegiul Național Mihai Viteazu, Roxana Pârcu, profesor de biologie la Liceul Teoretic Carol I Fetești, Ciprian Viorel Dădulescu, profesor de biologie la Colegiul Național Grigore Moisie, municipiul Ziceni, Alexandru Știucă, profesor de limbă și literatură română la Colegiul Național Mihai Viteazu, Aurel Zaharia, profesor de pedagogie la Liceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia. La mediul de afaceri, Mitru Crișan, SC Teletext, Ion Drăgoi, SC Petstar, Corneliu Dragomir, SC Oil Company, Petrus Martinescu, SC Parplast, Răzvan Mocanu, SC AGF de Țăndărei, Bogdan Neculescu, SC Expur, Dan Papunev, SC Midas, Dumitru Pop, SC Orion, Alexandru Țintă, SC Premier și Valerica Turcu, SC Admet. În cei 10 nominalizați pentru mediul de afaceri din județul Ialomița, două elemente aș vrea să spun.
Din total cifra de afaceri a județului Ialomița, 22,19% este realizată de aceste 10 persoane prin societățile lor comerciale. Profitul brut al societăților din județul Ialomița, 4,12% este realizată de aceste 10 persoane prin societățile lor. Iar numărul lor de salariați reprezintă 7,65% din total numărul de salariați al societăților comerciale din Ialomița. Și trebuie să ținem cont că ne raportăm la 5.276 de societăți comerciale. Personal de domeniul sănătate, dr. Araschiva Cornea, medic primar medicină de familie, dr. Gabriela Dumitru, medic neonatologie, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, dr. Gheorghe Hoinaru, medic neonatologie, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, dr. Gheorghe Dumitrievici Iardan, medic primar, chirurgie generală, Spitalul Municipal Orziceni, dr. Gheorghe Lăzărescu, medic oncologie, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, dr. Tudor Panțuru, medic primar, chirurgie, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, dr. Alexandrina Popescu, medic primar, medicină de familie, medic pediatru, dr. Vasilica Popescu, medic ATI, Spitalul Județean de Urgență Slobozia, dr. Alexandra Strențeanu, medic șef, secție pediatrie, Spitalul Municipal Anghel Salin Fetești, dr. Nina Precu-Vâlcea, medic pediatrie, Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Am ales pentru anul acesta câțiva medici care chiar au practicat medicina în județul Ialomița. Și credeți-mă că doamna doctor Cornea Paraschiva e maica pe care o vedeți la pediatrie și care este ceva tipic pentru sistemul sanitar. Doamna doctor Dumitru, doamna doctor Hoinaru, sunt medici neonatologi care sunt pensionari și care încă profesează. Domnul doctor Lăzărescu, medic-oncolog care a făcut naveta 30 de ani cu autobuzul de la București. Rar o să mai găsiți un medic tânăr în ziua de astăzi care să facă lucrul ăsta. Domnul doctor Panțuru, un medic chirurg și un manager care a schimbat mult fața spitalului județean. Domnișoara doctor Vasilica Popescu, cea care a înființat ATI-ul, secția de reanimare, UPU. Doamna doctor pediatru de la Fetești, este de viață acolo, fiica dânsei acum este medic pediatru. Doamna doctor Vâlcea, pe care o cunoașteți cu toții și care a fost cea care a dezvoltat secția de pediatrie. Și credeți-mă că am făcut împreună cu medicii din spital acest clasament. De acolo am pornit. Ne propunem ca această acțiune să se desfășoare și în următorii ani, iar cei 10 care au fost selectați la acest moment să reprezinte pentru fiecare domeniu comisia care va evalua și va propune în anii următorii personalitățile publice ale județului Ialomița, care prin activitatea pe care o desfășoară fac cinste acestui județ. Și toate aceste sugestii, însoțite de CV-urile oamenilor, care au fost nominalizați de aceste foruri profesionale, au stat la baza deciziei noastre. Categoric oricare dintre noi putem să gândim că o altă persoană și-ar fi găsit mai degrabă locul într-un anumit domeniu, aici poate că într-adevăr intervine și un element de subiectivism de care noi am încercat să ne ferim în deciziile pe care le-am luat. Eu personal sunt împăcat cu decizia noastră, sper că și colegii noștri din comisie și îmi doresc ca, într-adevăr, de la anul, cei 10 din fiecare domeniu să constituie și juriul pentru domeniul respectiv. Consider personal că este necesar să avem o astfel de acțiuni și pentru că trebuie să scoatem în evidență activitatea acestor oameni și, după cum ați observat și dumneavoastră, sunt valorile acestui județ. S-a dorit să existe și o reprezentare teritorială a acestor personalități, încercând să identificăm oameni valoroși atât din Fetești, din Ruzicen, din Țăndărei, din Slobozia, dar și din celelalte localități. Cred că și Ialomița
are oameni valoroși și ar trebui ca din când în când acestor oameni să le aducem recunoștința noastră. Evenimentul de decernare a premiilor 10 pentru Ialomița personalităților județului se va desfășura în data de 28 martie 2019.